bună seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm astăzi despre proiectele în curs pe care le desfășoară Consiliul Județean Dolj, dar și despre prioritățile pe care le are Consiliul Județean pentru anul 2019. Alături de noi, domnul Cosmin Vasile, vicepreședinte Consiliul Județean Dolj. Vă mulțumesc, domnul vicepreședinte, că ne sunteți alături. Bună seara și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră în seara aceasta. Cum ați ajuns la noi? Este o zi astăzi în care, iată, iarna ne arată că suntem și a intrat pe deplin în drepturi. Cum se circulă știți în județ? Este ca în bancul acela, cu ce ocazie pe la noi, și răspunsul este nu, n-am venit cu ocazia, am venit cu mașina personală. Este drumul, drumul este ok, se circulă foarte bine, se circulă foarte bine doar în Craiova, se circulă foarte bine și în județ. Deocamdată nisoarea, chiar dacă de azi dimineață a căzut în continuu, dar nu a afectat nimic. De fapt, anul acesta n-am avut niciun drum județean închis. LDP-ul, Societatea noastră de drumuri și poduri, face față cu brio, administratorul drumului județene face față cu brio la toate etapele acestea și de dezăpezire, de întreține drumuri, și sperăm noi și până la finalul iernii, începutul primăverii, când e posibil să mai existe episoade de zăpadă, să fie totul în regulă. Din fericire, în acest an, iarna nu ne-a prins nepregătiți. În acest ca an, să păstrăm linia ușor în sau în ultimii ani nu ne-a prins nepregătiți, pentru că din vreme ne-am ocupat și de contracte pentru zonele în care nu le-am putut acoperi cu utilajele noastre. Au fost stocurile de materiale antiderapante aprovizionate la zi, împrospătate cu tot ce înseamnă material care se împrăștie pe drumul. Acum echipele, loturile de specialiști sunt rodați, ca să zic așa, oamenii au experiență și nu au fost probleme. Și nici în anii trecuți, chiar dacă au fost uneori în câteva zile cantități foarte mari de zăpadă, s-a făcut față și n-am avut incidente neplăcute. Pentru că suntem la capitolul drumuri în județ, ce ne pregătiți anul acesta în ceea ce privește infrastructura? Noi am zis că la o primă vedere, ce înseamnă plan pe anul acesta, infrastructura chiar e predominantă, sunt mai multe proiecte consistente, sunt multe proiecte care au ajuns la stadiul de a începe execuția și vom avea pe drumuri o abordare destul de consistentă anul acesta. Sunt fonduri europene atrase de ceva ani, și anul trecut și acum 2 ani. Am parcurs etapele de proiectare, de licitație publică și începem să intervenim de la reabilitare sau modernizare până la reparațiile curente pe care le facem. Nu știu, cu care începem? Haideți să începem cu investițiile de la zero. Da. Începem cu proiectul cel mare, program operațional regional, drumul județean numărul 552, Craiova Cetate, un drum de 67 de kilometri, câștigat acum 2 ani de zile aproape pe POR, o valoare de 37 de milioane de euro. Între timp a fost achiziția de proiectare, s-a câștigat, s-a derulat contractul, a recepționat proiectul tehnic al drumului, s-a lucrat în ultima perioadă la documentația de atribuire pentru licitația de execuție. Acum se demarează licitația de execuție. Sperăm noi ca în aceste luni de iarnă, când nu se pot face reparații capitale pe drumuri, să se deruleze în bune condiții licitația, iar în primăvară, spre vară, să putem avea firme contractante care să înceapă lucrările pe acest drum. E într-adevăr cel mai mare proiect, e și cel mai lung drum și termenul de finalizare a lucrărilor? Acum termenul de finalizare a lucrărilor diferă, vedem și cum licitează. Estimat de către dumneavoastră. Estimat, noi sperăm ca în 2 ani și jumătate să fie gata cu tot ce înseamnă și partea de poduri, podețe, sunt foarte multe. Cine știe zona, sigur știți, sunt foarte multe și dealuri și râpe și... Dar sperăm ca totul să meargă șnur. Acum, nu este singurul proiect european câștigat până la urmă. Noi am mers foarte mult pe partea de Interreg.
și anume programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, și am fost oarecum printre campionii acestui proiect, acestei linii de finanțare. Dacă în ghidul și în regulile de finanțare spune că mai mult de 4 proiecte nu ai voie să implementezi în același timp, noi suntem undeva la al 6-lea proiect câștigat și cred că vom mai câștiga încă unul sau două cât de curând. Am depus 7 și toate au fost eligibile. Avem 4 în implementare, dintre care sunt 2 și referitoare la drumuri, și am semnat acum o săptămână și jumătate, aproape 2 săptămâni, un contract de lucrări. La fel, încep lucrările când permite vremea, cei 6 km care leagă drumul național 6 Cârcea cu drumul național 65 de la borcanul polițistului spre metro, drumul spre Pitești, ca să vorbim așa. Cele drumuri naționale spre Caracal, Alexandria și spre Pitești sunt legate de acea porțiune la care trece prin Cârcea. E un proiect european, l-am câștigat acum un an și jumătate, îl începem efectiv execuția. Mai sunt 2 tronsoane, unul deja este în licitație publică, câștigat tot pe Interreg. L-am depus împreună cu partener bulgar, cu compania națională de drumuri din Bulgaria, și se referă la porțiunea drumul Segarcea Valea Stanciului Zăval. Sunt 2 porțiuni pe care le-am depus pe fonduri europene. Prima este deja în licitație, v-am zis, Padea Valea Stanciului. Urmează și Segarcea Padea, care este la fel eligibil, cum finalizăm un proiect pe transfrontalier, fiind însemnăm și pe celălalt. În felul acesta legăm de primul proiect transfrontalier pe drumuri Valea Stanciului Zăval, inaugurat mai acum cred că 4 ani. Și am continuat cu drumurile, am depus și sisteme eligibili cu 2 tronsoane foarte mari, așteptăm să semnăm contractul de finanțare pe un program nou apărut de dat în acest exercițiu financiar, este SUERDU, și anume Strategia Uniunii Europene pentru Dunăre. Sistem eligibil, normal, fiind un județ care are Dunărea prin vecinătatea lui, să spunem așa. Abordăm un drum de 56 de kilometri, l-am împărțit în 2 tronsoane pentru a nu risca să, în caz de nu câștigăm, să nu pierdem tot, să câștigăm măcar jumătate, dar proiectul a fost bine făcut, am aplicat la timp, suntem eligibili, am trecut de partea și de evaluare tehnică și economică și vizită de teren, că știu că știți toate etapele acestea unui proiect european. Și care ar trebui să le știe și cei de acasă. De asta de multe ori apar virgule și neînțelegeri între anumite declarații pe care le dați și modul în care oamenii văd efectiv utilajele. Așa este, din păcate, procedura la noi. Partea aceasta de hârtii, de proiectări, de licitații, de contractare, de supervizare, de vizite pe teren, durează de cele mai multe ori mai mult decât execuția propriu-zisă. Este vorba de drumul despre care vorbim noi, drumul care leagă Giurgița de Băilești. Giurgița, Băilești, intersecție cu drumul național de la Moțăței, cel de cu Calafatul, Plenița, limita județului Mehedin. Sunt 56 de kilometri, 2 tronsoane, v-am spus, Giurgița, intersecția cu drumul național dinspre Calafat, și cel de la intersecție, tronsonul Plenița, limita județului Mehedin. Este iarăși un drum important, trece prin foarte multe localități, sunt 56 de kilometri, are nevoie de reabilitare și sperăm ca în perioada următoare să-l semnăm, să pornim și acolo documentațiile de atribuire. Nu ne-am oprit doar la Interreg, SUERD sau POR, ce înseamnă proiecte cu finanțare europeană. Am abordat și am reușit să avem mai multe drumuri contractate prin Programa Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, fonduri guvernamentale, și aici am câștigat 4 proiecte, cele mai multe câștigate vreodată de Consiliul Județean Dolj. În precedentul program, exercițiu, am câștigat un singur tronson. Acum avem 4 și 3 din ele au fost deja atribuite. Unul este aproape finalizat. 2 începe execuția, cel de-al 4-lea, licitația se finalizează în cursul acestei luni. Să le luăm pe rând.
un tronson de mai mic, de un kilometru, aproape 2 km, un kilometru 800, și anume un alunecare de teren în zona Murgaș, cu o valoare de aproximativ 32 de miliarde lei vechi. A fost atribuit în primăvară, lucrările sunt aproape finalizate, o să urmeze recepția după ce permite și timpul și condițiile tehnice. Totul a fost în bune condiții, este foarte, o lucrare foarte, foarte bună și foarte utilă. Este o zonă cu alunecări de teren foarte des și chiar îngreuna trafic în zona aceea. Am urmat după aceea un drum de 2,7 milioane de euro finanțat și care a fost atribuit în toamnă în zona Gogoșu, Sopot. Este un drum care leagă, am încercat noi la un moment dat să-l câștigăm și pe fonduri europene, dar atunci nu a fost finanțare pentru aceste intervenții, care leagă cele două investiții ale noastre în monumente istorice, și anume cele două cule, Cernătești-Brabova, și am zis și drumurile din zonă să fie reabilitate, chiar să creăm un circuit turistic, să-l integrăm într-un circuit turistic județean. Vorbeam de acest drum care a fost câștigat, la fel când permite vremea în primăvară, vor interveni utilajele și anul acesta sperăm noi să... Are un termen de execuție de aproximativ 2 ani, dar noi zicem că maxim un an și ceva ar putea fi terminat. Ce ne puteți să ne mai spuneți despre drumul expres Craiova-Pitești? Apăsarea pe care o avem cu toții. După ce vă spun de cel de-al treilea contract semnat acum o săptămână și jumătate, sunt totuși peste 20 de kilometri de drum și care leagă două localități importante, Amărești de Jos și Dăbuleniu. Noi i-am zis așa, i-am pus un nume că e drumul Lubenițelor, că cei din Dăbuleniu pot să meargă spre Olt pe acolo, și a avut o alocare pe PNDL de peste 700 de miliarde de lei vechi, foarte mare alocarea, și drumul este destul de lung, a fost câștigat la asemenea licitația, va începe în primăvară execuția. Și vă spuneam de un al patrulea drum, tot pe PNDL, care se finalizează licitația, la care se finalizează licitația luna aceasta, 8 km la Bulzești, drumul național de merge spre Horezu, către Bulzești 8 km, 335 de miliarde de lei vechi, alocare tot pe PNDL 2, e în curs de finalizare licitația, sperăm să anunțăm în februarie semnarea contractului și în primăvară să... Ca valoare sunt sume foarte importante și automat, și e bine să le spunem, afectează bine populația din acele zone. Și drumul expres... Un proiect atât de așteptat. Este un proiect foarte așteptat și chiar am avut o conferință de presă în care directorul CINAIR la nivel național a semnat primele două tronsoane deci, pentru execuție. Domnului, vorbim de o certitudine și de data este aceasta certitudine, în ceea ce deja firmele care, consultanții ce înseamnă expertiză tehnică în acest proiect, știu că au demarat de curând, am vorbit și cu arhitectul șef și cu primăria Craiova, sunt implicat și dumnealor în a sprijini derularea proiectului. Au început și documentația pentru expropierile zonelor pe unde trece drumul și sperăm ca, luându-ne și după asigurările firmelor consorțului care a câștigat licitația, ca în maxim 8 luni de zile, ziceau că termină tot ce înseamnă parte de proiectare și vom vedea atunci după proiectare și utilajele. Care este timpul estimat? Pentru că vorbim de timp estimat, probleme pe parcurs pot să mai apară, dar cel puțin să știm de unde pornim. Când vom avea acest drum? Normal, noi luând termene și de termen așa și de eventuale, nu știu, mici probleme care tot timpul sunt inerente sau apar, eu zic că în maxim un an de zile vedem utilajele acolo. Normal, n-ar trebui să... Vor fi câteva zone greoaie, până la urmă este pot peste râul Olt. Da, dar totuși vorbim de o zonă de câmpie, dar nu facem acum, nu traversăm munții. Noi zicem că în 2-3 ani de zile se circulă cel puțin pe câteva tronsoane, se vor circula fără probleme. Și sperăm să nu fim ghinioniști, ca tocmai în anumite zone care țin de Oltenia să găsim, nu știu, cum au fost prin alte părți la, nu știu ce autostradă, că au găsit situri arheologice sau
un habitacul pentru nu știu ce specie de broaște. Să sperăm că nu găsim pe zona aceasta decât drum liber până la Pitești și să putem să ne înțepăm în autostradă și să putem să ne legăm de capitală mai repede și mai ușor. În ceea ce privește masterplanul de apă și de canal, iarăși un proiect foarte mare pentru Consiliul Județean, peste 300 de milioane de euro. Proiect care este obligatoriu pentru a fi o țară civilizată până la urmă și europeană. Este normal și suntem destul de avansați acolo. Zicem că tot până în primăvară noi vom avea semnat contractul de finanțare. După toate estimările, după analiza pe care au făcut-o și experții BEI și experții Jaspers și sperăm ca până în primăvară să avem contract de finanțare semnat. Cei de la compania de apă fac un lucru foarte bun că nu așteaptă pe ziua când semnăm efectiv contractul. Legislația îți permite ca să începi să pregătești licitațiile pe loturi, evident cu clauză suspensivă dacă până intre în vigoare doar după semnarea contractului de finanțare și să câștige în felul acesta timp. Că atunci când am pus parafa cu Uniunea Europeană, să știm că documentația e pregătită sau deja este urcată în sistemul electronic de achiziții publice și sunt câțiva timpi a care ar fi timp borți, ar fi câștigați și tot la fel să putem avea primele utilaje spre finalul anului sau spre începutul anului 2020, care în diverse locuri sunt peste 20 de comune din județul Dolj care vor avea extindere sau vor avea pentru prima oară apă și canal. Normal că sunt porțiuni din Craiova care sunt iar prinse și este acea parte de infrastructură și care chiar este o investiție foarte mare și ca și valoare și ca importanță, aducțiunea de la Izvarna, peste 100 de milioane de euro în cadrul acestui proiect este prinsă aducțiunea. Noi lucrăm la documentații împreună cu cei de la compania de apă pentru că urmează la fel și acolo cât de curând, în aceste luni urmează tot la fel pe culoar expropieri, despăgubiri, toate părțile astea care țin de... Suntem într-o fază a proiectului în care mai pot să mai apară eventuale probleme care se poată duce la anularea semnării acestui contract? Suntem într-o fază în care a fost definitivat studiul de fezabilitate, toți indicatorii tehnico-economici sunt definitivați. Nu cred că se mai poate... Nu mai este ceva reversibil. Este în linie dreaptă și nu se mai renunță la nicio părticică, la nicio bucățică, nici mai mare, nici mai mică din modul cum a fost gândit proiectul. În urma acestui proiect, practic tot județul va avea apă și canal sau vorbim de o anumită... Aproximativ. Cred că ne vom apropia de 90 și ceva de localități din 111 cu apă. Și o parte din ele canalizare, nu am situația concret să vă spun ca număr, dar în urma acestui proiect vor mai fi câteva localități mici care nu erau eligibile, trebuia să fie cu un număr de locuitori peste 2500, dar o parte din ele au câștigat proiecte pe PNDL 1, o parte au câștigat proiecte pe AFIR pentru apă, canal și noi zicem că peste 90% din populația județului va avea apă, primul rând. Acest proiect ar urma să se semneze, ne spuneați, în primăvară? Până în primăvară. Vă tot întreb de termene, pentru că oamenii de obicei vor să știe cu certitudine când se pot bucura de aceste facilități. Da. Când va ajunge, practic, apa în localitățile din județ? E normal, așa este. Până în primăvară sperăm să ne vedem la o conferință de presă, că va fi probabil semnat într-un cadru larg și să putem anunța chiar cel mai mare proiect ca și valoare care a venit vreodată în Dolj. Și poate și ca importanță aș putea spune. Și ca importanță. Până la urmă, apa și canalizarea sunt alături de școală, grădiniță, nu sunt un lux. Sunt doar niște prime condiții pentru a fi o țară civilizată în secolul acesta. Aș vrea să vorbim și despre aeroportul din Craiova, care, slavă Domnului, a cunoscut un avânt nemaipomenit, excepțional, aș putea spune, în ultimii ani. Da, sincer, ne-a luat și pe noi prin surprindere. Știam și am prevăzut o creștere a numărului de pasageri de la an la an, a numărului de curse, a
numărul de companii care doresc să vină, dar nu exponențial. Creșteri oarecum normale, dar dacă în 2012 cred aveam 40.000 de pasageri, acum în 2018 am încheiat anul cu 493.000 de pasageri. Chiar... Și practic o creștere de 10 ori. Da, și normal că aceasta a dus și la anumite mici probleme, că se întâmplă ca în aceeași perioadă de 2-3 ore să decoleze 2 sau 3 curse. Automat, 2-3 curse înseamnă câteva sute de oameni în același timp în terminalul de plecări. Trebuie procesați de la documente la bagaje, la bilete de călătorie. La fel, aterizează aproape în aceeași perioadă sau în aceeași perioadă de timp 1, 2, 3 avioane. Tot la fel procesare de ce înseamnă documente de intrare în țară și bagaje și au ajuns ca cele două terminale să fie de multe ori neîncăpătoare, să fie și ca orice om sau ca orice oltean când te duci și pleci în sănătate, nu pleci singur, dar te conduce familia și în felul acesta chiar este nevoie de o extindere atât a terminalului de plecări și atât a terminalului de sosiri. Am început încă din anul trecut documentații, studiu de vizabilitate și suntem acum, putem spune că am demarat licitația de proiectare și execuție a extinderii de terminalelor de sosiri și plecări. Noi spunem că e undeva o valoare estimată la peste 7 milioane de euro. A început licitația, sperăm cât de curând să meargă totul bine și să semnăm un contract de execuție. Sunt bani din fonduri proprii ale Consiliului Județean, pentru că este nevoie, iar pe viitor normal că mergem și pe masterplanul de transport, suntem eligibili pe masterplanul de transport, vom beneficia de o finanțare de aproximativ 70 de milioane de euro pentru noi terminale construite de la zero, drum tehnologic perimetral, extinderea sistemului de supraveghere. Sunt investiții majore, dar până ajunge la finalizarea celor investiții pe care zicem noi că suntem eligibili și le vom câștiga, este nevoie acum de aceste lucrări la terminalul de extinderea celor două terminale și sperăm să meargă totul bine și anul acesta chiar să înceapă lucrarea. Așteptăm noi curse anul acesta? Putem să zburăm după curse, aeroportul din Craiova și în alte părți decât unde eram obișnuiți? Ultima noutate a fost la începutul lui decembrie cursa spre Bruxelles. Știu că erau discuții și cu turcii cu mai pentru multe o cursă companii, pentru Craiova-Istanbul. Companiile aeriene au o clauză de confidențialitate de nu ne permite să spunem decât atunci când anunțăm public. Dar sunt discuții, sunt discuții și dorim și noi, propun și călătorii de multe ori, pasagerii care propun curse și automat se fac studii de piață unde este și rentabil pentru o companie aeriană, unde doresc și oamenii să zboare. Vor continua clar cursele charter pentru destinații de vacanță și anul acesta, în afară de cea spre Antalya. Sigur vor mai veni și altele. Vom afla la momentul oportun când vom inaugura acea destinație. Dar cel puțin la nivel de discuții puteți să ne spuneți cu cine se mai poartă discuții la nivel de discuții moment. Vă pot spune că se poartă discuții. Concret cu nume și prenume, ca să spun așa. Nu, cu orașe. Și cu orașe vom afla la momentul finalizării discuțiilor. Ar fi în discuție cam câte curse noi pentru anul 2019? Ar fi în discuție și curse noi și suplimentarea numărului de curse către destinații deja existente. În ceea ce privește renunțarea la anumite curse care nu rentează? Nu avem notificări de renunțare, doar că cel mult companiile pe sezon pot să renunțe la numărul de curse către un anumit oraș. Nu știu, luăm strict o chestiune aleatoare, nu e vorba de așa ceva, dar nu știu, să luăm Liverpool, să zicem. Bun, mergem de 3 ori pe săptămână, în anumite perioade ale anului e rentabil doar de 2 ori sau doar o dată pe săptămână. Nu se renunță la destinația Liverpool. Am spus Liverpool doar așa, nu e vorba de Liverpool, dar un titlu de exemplu. În ceea ce privește zona de unități medicale, o altă problemă în care trebuie să se investească și slavă Domnului, Consiliul Județean a investit, avem Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova, unde s-au făcut
investiții, cel puțin în zona de clinică, de cardiologie intervențională, un deziderat atât de necesar regiunii noastre. Ce privește partea de sănătate, menținem ritmul investițiilor. Am început acum câțiva ani să reabilităm etajele de la spitalul numărul 1. Anul acesta zicem noi că vom contracta ultimele rămase. Suntem în licitații, mai sunt trei etaje rămase neatribuite pentru reabilitare și reparații. Sunt în procedură și sperăm că anul acesta și acestea să fie. Aș vrea să vă întreb în mod special de clinica de oncologie, de clădirea care găzduiește clinica de oncologie, da, respectiv dermatologie. Două secții foarte, foarte sunt importante două secții și cu încărcătură foarte importante, mare. Da. Nu după ce terminăm, am zis că anul acesta terminăm ce înseamnă etajele, vom începe și casa scării principale, pentru că casa scării secundare este deja în execuție și să putem deja fluxul de pacienți. În felul acesta am reabilitat pe interior tot spitalul numărul 1. Începem și parterul cu vestiarele asistenților, cu tot ce înseamnă accesul și vom începe și se lucrează deja la tema de proiectare, amenajarea incintei spitalului. Ce înseamnă acest lucru? De la spații verzi, la locuri de parcare noi, la fluxuri dirijate, tot ce înseamnă amenajare și peisagistică. Mai rentează să se investească în Spitalul Clinic Județean de Urgențe din Craiova? Sunt voci care spun că este o clădire care ar trebui demolată. Nu avem expertiză tehnică în care spune că are risc seismic, cum era buline roșie. Nu. Probabil consolidări trebuie, ca la orice clădire care după un număr de ani trebuie să-i faci o consolidare. Dar nu, spitalul numărul 1 nu are buline roșie să spună e pericol să se prăbușească la un cutremur. În niciun caz. Deci rentează. Clinicile de... Este și cea mai mare aglomerare până la urmă. Sunt 3.000 și ceva de angajați, plus pacienți, 1.600 de paturi, plus numai urgența procesează 115.000 de pacienți pe an. Împărțit așa, vin, nu știu, zeci de pacienți pe oră. La urgență se lucra la un moment dat. Se lucrează și anul acum chiar se va lucra după ceea ce s-a întâmplat în weekend. Urgența, unitatea primirii urgențe, tot proiectul al Consiliului Județean, se va finaliza anul acesta, extinderea de la 800 de metri la 3.600. Se va vedea cu două săli de operație noi, 3.600 de metri pătrați, vor putea chiar să aibă un flux de pacienți și de timp mult mai redus, pentru că, într-adevăr, unde va fi localizată? Tot unde este actualmente? Se extinde acolo și spre curtea interioară. Este o clădire pe trei nivele în curtea interioară și se extinde și în față puțin. Dacă ați văzut, chiar corpurile au fost deja construite, se lucrează la interior, de aceea spunem noi că anul acesta finalizăm. Dermatologia și oncologia sunt în acea clădire care nu a fost destinată pentru secție, a fost la început cămin de rezidență sau ce a fost, însă am depus deja pe proiect european reabilitarea acelei secții. Sperăm să fim eligibili, suntem eligibili să reabilităm și să-și adăugăm două lifturi exterioare aplicate, pentru că fiind pe mai multe nivele și persoanele și foarte, foarte bolnave care sunt acolo. Iar după reabilitare, la promisiunea Ministrului Sănătății, chiar să fie înființat la Craiova un Institut Național de Oncologie, să mai fie construit după aceea încă o clădire care să lege deci este existent. Un proiect separat de spitalul regional despre care se discuta că se va face la Craiova. Spitalul regional este de urgență, automat oncologia nu sunt incluse paturi de oncologie la spitalul regional de urgență și sperăm ca să avem acel institut de oncologie, să fie și zonă paliativă și finanțare mult mai bună. Este, din păcate, sunt niște boli care au incidență destul de mare în zona noastră. Și deci, care reușesc să aducă pacienții din toată Oltenia la Craiova, da, cel puțin pe radioterapie? Pe radioterapie, noi vom finanța anul acesta construirea unui al doilea buncăr. Spitalul are un accelerator nou de curând instalat acolo și Banca Mondială pe un proiect a promis că mai vin cu încă un accelerator. Condiția ar fi ca
noi cei de la Consiliul Județean să construim un nou buncăr undeva la 650.000 de euro. Am văzut că este în studiu de fezabilitate. Bineînțeles că noi suntem deschiși pentru orice investiție în sănătate și cum avem certitudinea că al doilea accelerator vine, pornim construcția unui al doilea buncăr. Se vine într-adevăr nu doar din Oltenia, și spre Pitești acolo și reabilitarea și clădirii normal. Actuale când va începe efectiv? Reabilitarea puteți da un termen? Noi am depus în a doua parte a anului trecut proiectul de finanțare pe fonduri europene, tot pe programul operațional regional și sperăm noi ca anul acesta să semnăm contractul de finanțare și să demarăm licitațiile. Avem o problemă care nu este neapărat a dumneavoastră, dar până la urmă sunteți în sprijinul locuitorilor din Dolj. În ceea ce privește personalul, atât la clinica de oncologie unde vă pregătiți să faceți investiții, dar și la clinica unde s-au investit foarte mult bani, la clinica de chirurgie cardiovasculară. Sperăm noi ca odată ce discuție aveți? Ce ne puteți partea spune? De, luând clinica de oncologie, bănuiesc că un institut de oncologie va atrage și personal mult mai mult, dar vorbind concret la clinica de cardiologie, din ce știm, schema de personal a fost aprobată de Ministerul Sănătății și probabil ei o să urmeze procedurile legale în această iarnă pentru a putea scoate la concurs ce posturi au obținut. În clinica de cardiologie se lucrează și se lucrează destul de mult, pentru că dincolo de nu știu, de partea mediatică pe care am văzut-o în câteva reportaje, ba, nu știu, e închisă clinica, ba, a fost operat busul, am stat de vorbă cu medicii, cu directorul spitalului, cu medicii de acolo, cred că undeva la mijlocul lunii decembrie. Și acea întrebare o punea și președintele și eu. Bun, noi am făcut clinica, se lucrează? Și i-a spus, păi cum să nu? Foarte mult. Noi, bineînțeles că i-am certat, bun, nu trebuie să lucrați în secret, spuneți la oameni. Ne-au spus că au avut 400 de intervenții în 5 luni. Bine, pe de altă parte vorbim de intervenții care au grad de dificultate mic, care ține de partea de intervențională, nu de chirurgie propriu-zisă a cordului. Vorbim de coronarografii, partea intervențională, pentru că ce înseamnă sările de operații, acum au fost finalizate achiziția de echipamente. A fost un proiect, tot proiect european, tot transfrontalier, împreună cu municipalitatea din Kozlodui, în care noi am câștigat 700.000 de euro, în total am alocat 1.100.000 de euro pentru a fi dotată cu aparaturi de ultimă oră partea de chirurgie intervențională. Deci, practic, din punct de vedere al infrastructurii și al dotării, se pot face intervenții chirurgicale pe cord de complexitate mare și medie. Abia acum avem pe ce înseamnă intervenții chirurgicale. Aparatura urmează să aducă ultimul lot, să fie livrat ultimul lot, în valoare de 100 și ceva de mii de euro echipamentele și putem spune, da, acum este dotată cu tot ce trebuie și tot acum pot să vină și medicii cu care s-a și discutat, mă rog, era acel plan în care universitatea crea și catedre pentru profesori pe chirurgie. Mi-am amintesc că erau discuții să vină cineva de la Târgu Mureș, dacă nu mă înșel, care era cineva doritor să vină, da, era. Să facă o echipă aici. Discuțiile nu s-au încheiat și partea aceasta, e drept, o gestionează spitalul și universitatea, partea de catedre și iar spitalul partea de ce înseamnă procedurile de angajare. Dar e drept că și dorința noastră este că atunci când facem o investiție sau finalizăm un proiect să lucreze la capacitate maximă, pentru că e făcut să salveze vieți și să beneficieze oamenii din tot județul nostru. Era cumva rușinos până să se facă această clinică. Trebuia să mergem cu intervenții chirurgicale simple către Timișoara, către București și un centru regional cum este Craiova să nu reușească să facă aceste lucruri. La ora actuală chiar este finalizate și licitația și achiziția de echipamente pentru partea intervențională, chiar putem spune că este dotată ca o clinică modernă și din, nu știu, Franța, Germania sau alte țări europene. Nu există altă dotare mai bună într-un oraș din România. Suntem la
high level. Practic, acum mai lipsește, treaba este în curtea spitalului și a UMF-ului să găsească specialiștii care să-i desfășoare efectiv, activitatea. Da, se rodează echipa, toate procedurile astea, e greu să le comunic eu, pentru că și eu le înțeleg greu și noi le înțelegem greu, până când un medic care își formează o echipă, care își formează mâna cu... Și se formează foarte greu. Se formează foarte greu foarte și dificil. Nu este o operație de apendicită unde să intre un medic cu asistentului. Clar că se intră într-o echipă, de la anestezit, la chirurg, la o echipă cu mai multe, formată din mai mulți specialiști. O investiție nemaipomenită, spune eu, pentru regiunea noastră, având în vedere că nu s-a gândit nimeni și că nu există la nivel național, mă refer aici la Muzeul Exilului, la a aduce din nou până la urmă ceea ce a rămas din românii care au fost nevoiți să plece înainte de 89 peste granițe și care sunt mai cunoscuți de multe ori, poate mergem în străinătate, ne plimbăm pe străzi al căror nume este dat de un român de-al nostru și noi nu-l cunoaștem. Am abordat un proiect de care cred eu că trebuie mult accentuat și un proiect este, în care meritați fericitări. Este într-adevăr un proiect pe care l-au gândit foarte mult și colegii de la bibliotecă, ei au de la Biblioteca Județeană și care cred că a avut ca și debut faptul că spre biblioteca noastră și cinste celor care o conduc, acea pentru deschiderea pe care au avut-o, pentru că foarte multe personalități au venit spre noi de la academicianul Giurescu, istoric, Berindei, Basarab Nicolescu, care și-au donat toată colecția și toată biblioteca personală către noi. Asta înseamnă încredere. Au văzut, într-adevăr, au văzut în personal, în echipa de conducere la bibliotecă, probabil și în echipa de la Consiliul Județean, oameni pentru care merită să-și lase avutul lor, bogăția lor. Până la urmă, clar că pentru oamenii aceia bogăția principală au constat în cărțile care le-au avut de-a lungul timpului și au ajuns și manuscrise al lui Eliade, sunt documente rare și acea idee cum a ajuns să le încolțească, dar mult timp și noi ne-am gândit, cum îi spune Muzeul Exilului Românesc, când ar fi trebuit să fie o idee, cum a spus-o dumneavoastră, o idee la nivel național până la urmă, dar cu atât mai bine pentru noi că mai se face bine la a apărut noi. Aici, este primul proiect european finanțat, va fi, sperăm noi să înceapă cât de curând lucrările, etapele și într-o clădire extraordinară. Și într-o clădire, Casa Dianu, al unui avocat celebru și care va da un farmec. Și sunt convins că va fi că și alte familii descendente a unor scriitori celebri vor veni spre noi când vor vedea investiția și modul cum tratăm acele colecții. Nu e singur proiect pe cultură. Continuăm cu investiții și în Muzeul Olteniei. Acum, anul trecut, am inaugurat la Muzeul Olteniei expoziții permanente. Au fost investiții de câteva sute de mii de euro pentru expozițiile permanente de la Muzeul Olteniei. Intrăm în linie dreaptă cu reabilitarea celor două cule, Cernătești și Brabova. Sunt două cule pe care le-am câștigat pe program operațional regional, pe patrimoniu cultural. Sunt monumente de clasa A și anul acesta cred că vor începe lucrările efectiv. Vom încerca împreună cu Muzeul de Artă să construim un nou edificiu, noi spații expoziționale. Cred că... Un nou edificiu? Da, un nou edificiu. Va fi foarte greu să reușiți să aduceți acel edificiu, cel puțin la valoarea pe care o are Palatul Jean Mihai. În curtea Muzeului de Artă, pe strada Mihai Cogălnicianu, se lucrează la documentația prin care niște clădiri mai vechi ale noastre vor fi demolate și acolo vom face o nouă clădire pentru a încerca să aducem tot ce înseamnă perioada contemporană. Sunt foarte multe, în patrimoniul muzeului sunt foarte multe lucrări neexpuse, nu sunt spații dacă de lucrări au, și
la asta lucrăm. Având în vedere că este vorba de artă, de artă contemporană, ne spuneți și în ceea ce privește designul și arhitectura clădirii? Proiectul nu este încă demarat, dar având în vedere că Muzeul de Artă este condus de un arhitect, sunt convins că va fi ceva special. Nu pot să vă spun că nici eu nu știu exact cum l-a gândit încă, dar lucrează asidu. Ca și noutate, să spunem așa, suntem optimiști că vom finaliza centrul Brâncuș. O mare parte din lucrările dificile, ce înseamnă fier și beton și excavații, sunt pe final. Constructorul a achiziționat și a adus deja, este depozitat într-un spațiu în Craiova, toate componentele cubului de sticlă. Deci sunt aduse, sunt achiziționate, este și partea cea mai consistentă valoric din proiect, sunt 2 milioane și jumătate numai cubul. Pe partea cealaltă, noi am câștigat în instanță procesul cu fosta firmă care a contractat și ne-a făcut să pierdem timpul și banii europeni și am câștigat procesul prin care i-am dat în judecată să ne despăgubească că am pierdut banii europeni, finanțarea europeană pentru... Chiar astăzi cred că s-a dat, sau ieri, sentința. Trebuie să hotărârea judecătorească, trebuie să... Sigur va prea în presă că e un subiect destul de... Sau putem să intrăm pe portal și citim. Da, dar vă spun sigur că am văzut... Eu am intrat pe portal înainte de a veni la dumneavoastră și am citit hotărârea judecătorească și continuăm pentru că... Este greu să spui, uite, mergem doar pe drumuri, pe infrastructură rutieră. Nevoi sunt și în sănătate foarte mari. Ce înseamnă infrastructura de drumuri? Avem totuși 1100 de kilometri drumuri județene. În ultima perioadă chiar am avut un ritm de reabilitare sau reparații destul de mare, pentru că dincolo de proiectele europene sau pe fonduri guvernamentale, am reușit și prin fonduri proprii să finanțăm societatea noastră de drumuri și poduri, care a avut o medie de 25 de kilometri anual reabilitați, sperăm anul acesta să mergem chiar spre 40 de kilometri, și acum avem 3 tronsoane în licitație publică pe investiții, pe fonduri proprii ale Consiliului Județean, sunt câteva tronsoane dificile și care au fost afectate de traficul greu, gen Mischi-Vulpeni, zona Călinești acolo, gen Ghercești-Ungureni, limita județului Olt. Am mai preluat un tronson de 2,7 km în zona Țiu, tot la fel pentru a face o legătură între cele două drumuri județene, să poată întregi acel traseu turistic la culele de care am vorbit mai devreme. Nu stăm. Există un proiect pe care dumneavoastră și echipa de la Consiliul Județean vi-l doriți foarte tare la acest moment, dar nu reușiți încă să vedeți căile pentru a se realiza? Noi ne dorim să facem tot timpul proiecte. Acum, sincer, nu m-am gândit dacă chiar avem un proiect pentru care nu am găsit încă o soluție. Ne dorim să se găsească o soluție să reabiliteze palatul administrativ. E drept, nu este al nostru, este al Ministerului de Interne, este al Prefecturii, noi suntem doar colocatari, dar poate acesta ar fi un edificiu din județul nostru și din Craiova care ar trebui cât de curând să intre într-o reparație capitală. Aici nu știm încă ce soluții de finanțare există sau pot fi găsite. Momentan nu există. Și să sperăm că la un moment dat, dacă nu acum, peste un an și când vom intra într-un alt exercițiu financiar pe Uniunea Europeană, să existe fonduri disponibile pentru clădirile de patrimoniu și fonduri și consistente, pentru că este o lucrare, ar fi o lucrare destul de mare. În rest, pregătim și încercăm să pregătim tot timpul cu un pas înainte diverse proiecte. Mai pregătim 3 drumuri cu ce înseamnă cadastru, proiectare, studiu de fezabilitate, proiectare, pentru că dacă mâine va fi vreo economie pe ce înseamnă infrastructură rutieră, să putem să intrăm cu o noi porțiune de drum. Pe sănătate continuăm, am depus un proiect și pentru Policlinica Sportivă, reabilitare,
urmând ca apoi dotarea să o facem din fondurile noastre. La Leamna ce se întâmplă? Știu că se începuse modernizarea. Și la Leamna, sunt trei lucruri. Primul, vom face, suntem deja în proiectare, reabilitarea și reparațiile pentru ce înseamnă actuala locație, cu recompartimentări, cu tot ce înseamnă noi standarde, până la urmă a fost făcut în 1920 și ceva spitalul, dar vrem să continuăm cu o nouă aripă, să construim o aripă de la zero acolo și vom începe partea de documentație în perioada următoare. Și între timp ei au finalizat, tot pe fonduri nerambursabile, construcția unei aripi care să fie dedicată bolnavilor care au deja o rezistență la tratament, MDR, multidrog rezistent, cei care nu mai răspund la antibiotice, apropo, normale, că toți suntem în sezonul, da, în care sunt viroze, să este, avem grijă ce luăm. Este finalizată și colegii de acolo lucrează la actele de ce înseamnă recepție, intabulare, ca să putem să poată să fie cazați deja bolnavi. Bineînțeles, o inaugurăm împreună cu dumneavoastră și cei din minister. Dar e finalizată acea aripă. Alta va fi începută, nouă, iar actuala clădire va fi reabilitată. La Dăbuleni avem un plan achiziția de echipamente noi. Fiind la 80 de kilometri de Craiova, e normal să aibă cam tot ce-i trebuie unui spital. Nu trimis pentru radiografie 80 de kilometri dus, 80 de kilometri întors în un bolnav. Și vom aloca bani pentru echipamente și vom încerca și acolo să intrăm pe un proiect european să reabilităm cel puțin partea de primiri urgențe. În ceea ce privește Spitalul de Psihiatrie, Poiana Mare? Spitalul de Psihiatrie aparține de Ministerul Sănătății și Justiției în același timp. Cred că are dublă subordonare, nu știu exact statutul, nu are legătură cu noi. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnul vicepreședinte, că ne-ați fost alături. Succes în buna desfășurare a tuturor acestor proiecte. Mulțumesc foarte mult. Toate cele bune vă dorim și dumneavoastră. La revedere!